În urma judecării recursului, Teodora Ciobanu a scăpat de detenție, dar a rămas în arest la domiciliu. Decizia magistraților a făcut ca municipalitatea să tranșeze situația acesteia. După cele întâmplate, în operativa de dimineață, am discutat cu directoarea de la personal, a primit ca temă să găsească cea mai bună soluție pentru coordonarea activității la această direcție în continuare, prin fișa postului. Poate să coordoneze activitatea domnului Bucică, directorul economic, sau să găsim alte soluții pentru a numi un director interimar. Teodora Ciobanu a fost arestată la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată.